Tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-ministru al Guvernului, a dat citire scrisorii Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, adresată tovarășei Elena Ceaușescu. Mult stimată tovarășe Elena Ceaușescu, ne face o deosebită plăcere ca la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere să vă adresăm în numele Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român calde felicitări tovărășești și cele mai bune urări de sănătate, succese și multă fericire. Împreună cu întregul partid și popor, dăm o înaltă prețuire bogatei și complexei dumneavoastră activități, contribuției inestimabile pe care alături de mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ați adus-o și o aduceți la marea operă de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pământul României și înaintare a țării spre comunism. Sărbătorirea în acest an a zilei dumneavoastră de naștere coincide cu aniversarea peste 40 de ani de activitate revoluționară pe care ați desfășurat-o cu un fierbinte devotament și remarcabilă abnegație pentru triumful idealurilor de dreptate socială și națională ale poporului român. Însușindu-vă din fragedă tinerețe ideile socialismului, ați participat la marile bătălii purtate de clasa muncitoare, a cărei fică sunteți, de masele largi populare împotriva exploatării burghezo-moșerești, a fascismului și a războiului hitlerist pentru democrație și socialism, ați contribuit activ la lupta Partidului Comunist Român, în rândurile căruia v-ați angajat ca tânără utecistă, oferind un remarcabil exemplu de militant comunist pentru libertatea și independența patriei. Recunoașterea uriașei contribuții pe care ați adus-o și o aduceți, necontenit la progresul multilateral pe care îl cunoaște astăzi țara noastră, este reflectat de prezența dumneavoastră, deosebit de activă la nivelul superior al conducerii partidului nostru, de înaltele funcții încredințate de partid și popor, pe care le îndepliniți cu strălucire. Împreună cu noi toți, comuniștii, întregul popor român, dau o înaltă apreciere aportului deosebit de prețios pe care îl aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, de dezvoltare în ritm înalt a economiei naționale, a științii, tehnicii și culturii, de creștere susținută a nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni, de întărire continuă a independenței și suveranității patriei noastre libere și demne, de înălțarea ei pe cult tot mai înalte de civilizație și progres. În continuare, în scrisoare se relevă că tovarășa Elena Ceaușescu s-a remarcat ca o mare personalitate științifică. Titlurile de doctor în științe și membru al Academiei Republicii Socialiste România, cărora li se adaugă numeroasele titluri de doctor honoris causa și membru de onoare acordate de institute superioare și academii din numeroase țări ale lumii, evidențiind larga reputație profesională de care se bucură în rândurile oamenilor de știință din țară și străinătate. De asemenea, se dă o înaltă apreciere inițiativelor sale puse în slujba amplificării contactelor dintre oamenii de știință români și din alte țări. Partidul, întregul nostru popor, dau o înaltă apreciere contribuției de seamă pe care tovarășa Elena Ceaușescu a adus-o și o aduce la promovarea politicii externe a Partidului și României Socialiste la cauza păcii și colaborării internaționale. Activitatea dumneavoastră, ca membru al conducerii Partidului și totodată ca strălucit om de știință, reprezintă pentru noi toți, ca de altfel pentru toți cetățenii țării, români, maghiari, germani, sârbi sau de alte naționalități, un însuflețitor exemplu, un îndemn de a acționa permanent cu întreaga capacitate și putere de muncă pentru înfăptuirea exemplară în viață a hotărârilor celui de-al 11-lea Congres și al Conferinței Naționale a Partidului. Cu aceste gânduri vă dorim, stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ani mulți și luminoși, multă sănătate și putere de muncă pentru a încununa cu noi succese și satisfacții în altele investiduri acordate de partid, pentru a contribui alături de noi, de toți comuniștii, de întregul popor, la transpunerea în viață a mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. În această zi memorabilă, vă adresăm din toate inimile noastre tradiționarea urare
La mulți ani, tovarășe Elena Ceaușescu! Tovarășul Ștefan Vojtek, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a înmânat tovarășei Elena Ceaușescu în alta distincție Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1, conferit prin decret prezidențial. Tovarășa Elena Ceaușescu a fost felicitată cu căldură de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului. A luat apoi cuvântul tovarășa Elena Ceaușescu. Doresc să exprim cele mai calde mulțumiri Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului pentru scrisoarea și urările pe care mi le-a adresat cu prilejul aniversării zilei mele de naștere. De asemenea, mulțumesc călduros conducerii de partid și de stat pentru înalta distincție ce mi-a fost acordată astăzi, Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1. Permiteți-mi, dragi tovarăși, să văd în aceste calde manifestări o expresie a aprecierii pe care partidul și poporul nostru o dau activității mele ca activist al Partidului Comunist Român, contribuții aduse la înfăptuirea politicii partidului de construcția socialismului, de dezvoltare în ritm înalt a economiei, științei și culturii, de ridicarea continuă a gradului de bunăstare și civilizație a întregului nostru popor. Aniversarea zilei mele de naștere coincide cu împlinirea a peste 4 decenii de activitate în rândul mișcării revoluționare ale Partidului Comunist Român. Doresc să subliniez că momentul intrării mele în partid a reprezentat un moment esențial pentru întreaga mea viață. Am activat în mișcarea revoluționară în rândurile tineretului comunist, iar apoi ca membru a Partidului Comunist Român. Am considerat întotdeauna că nu există o satisfacție mai mare decât aceea de a sluji cauza clasei muncitoare din care m-am ridicat. Cauza celor mulți, cauza partidului, a poporului meu. Nu aș putea să nu amintesc în aceste momente faptul că am avut marea fericire ca încă din perioada ilegalității să lucrez nemijlocit alături de tovarășul meu de viață, care a constituit pentru mine un înalt exemplu de dârzenie și dăruire totală în lupta revoluționară, de nestrămutată încredere în victoria cauzei drepte a clasei muncitoare a partidului nostru. Este pentru mine o mare satisfacție să văd, realizându-se astăzi în țara noastră, idealurile de libertate, dreptate și echitate ale partidului, să fiu părtașă la marele transformări revoluționare petrecute în acești ani în patria noastră, la marele izbânzi pe care poporul român le-a dobândit sub conducerea partidului, în vasta operă de edificare a societății noi socialiste. Se poate spune că niciodată, în întreaga sa istorie, poporul nostru n-a avut o asemenea forță unită, conștientă, care să-l însuflețească și să-l conducă în luptă pentru o viață liberă, independentă, demnă și fericită, cum este Partidul Comunist Român. Niciodată ca acum, poporul, toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate din patria noastră, n-au fost mai strâns uniți în jurul partidului, al Comitetului Central, al Secretarului General al Partidului. În continuare, tovarășa Elena Ceaușescu a relevat că de politica Partidului Comunist Român, de creșterea continuă a rolului său conducător în societate, este organic legată dezvoltarea dinamică pe care o cunoaște astăzi întreaga noastră țară. În cuvântare s-a subliniat că politica externă activă a partidului și statului nostru de pace și colaborare
Aportul său constructiv la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale au adus poporului nostru nenumărați prieteni pe toate meridianele planetei. Au făcut ca România să se bucure de un bine meritat prestigiu pe plan mondial. Îndeplinindu-mi în altele răspunderi încredințate de partid, de popor, a spus tovarășa Elena Ceaușescu, mi-am adus și mi-aduc contribuția la înfăptuirea în viață a acestei politici. Tovarășa Elena Ceaușescu s-a referit apoi la grija deosebită a partidului nostru pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a științei, pentru situarea fermă la baza noi orânduiri pe care o edificăm, a celor mai avansate cuceriri ale gândirii științifice și tehnice moderne. Trăiesc o mare satisfacție pentru faptul că în domeniul meu de activitate, împreună cu ceilalți oameni de știință, îmi pot aduce nemișlocit contribuția la înfăptuirea politicii partidului privind legarea tot mai strânsă a cercetării științifice de cerințele concrete ale vieții, la progresul și afirmarea tot mai puternică, atât pe plan național cât și internațional, a științei românești. Programul adoptat de Congresul al 11-lea, privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, deschid perspective minunate în fața întregului nostru popor. Vreau să vă asigur, stimați tovarăși, să asigur Comitetul nostru central, întregul partid, că și în continuare mă voi strădui să fac totul pentru a-mi aduce împreună cu ceilalți tovarăși contribuția la înfăptuirea acestui măresc program, că voi munci întotdeauna cu abnegație și energie pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului, politică pe care o slujesc cu întreaga mea ființă, din cei mai tineri ani ai vieții mele și care nu cunoaște cel mai înalt decât bunăstarea și fericirea poporului, libertatea și demnitatea națiunii noastre socialiste. Mulțumind încă o dată pentru cuvintele de apreciere rostite aici, pentru numeroasele felicitări și urări pe care le-am primit din partea comuniștilor, a oamenilor muncii din întreaga țară, doresc să închei cu cele mai bune urări pentru Comitetul Central, pentru mărețul nostru partid și pentru politica sa înțeleaptă, pentru minunatul nostru popor, făuritor conștient al socialismului și comunismului în România, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii. În zilei sale de naștere, Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a oferit astăzi la Palatul Primăverii o masă tovărășească. Au participat tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Ianoș Fazecaș, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon Terăutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic Fazecaș, Mihai Ghere, Nicolae Josan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, Richard Winter, Vasile Mușat, Marin Vasile, cu soțiile. Tovarășa academician dr. Inginer Elena Ceaușescu a primit în cursul zilei de astăzi pe tovarășii Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Nicolae Josan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, Mihail Florescu, ministrul Industriei Chimice, Suzana Gâdea, ministrul Educației și Învățământului, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, Ion Anton, Cristofor Simionescu și Șerban Țițeica, vicepreședinții Academiei Republicii Socialiste România, George Ciucu, rectorul Universității București și Aurel Groapă, director tehnic la Institutul Central de Chimie. Oamenii de știință au înmânat tovarășa Elena Ceaușescu mesaje de felicitare cu prilejul aniversării zilei sale de naștere. În același timp a fost oferit un volum care înmănunchează cele mai valoroase lucrări elaborate de tovarășa Elena Ceaușescu împreună cu colaboratorii din cadrul Institutului de Cercetări Chimice, studii susținute la diverse reuniuni de specialitate din țară și de peste hotar. De asemenea, au fost înmânate numerele omagiale ale revistei de chimie și revistei materiale plastice, care ilustrează contribuția deosebită a tovarășei academician dr. Inginer Elena Ceaușescu la dezvoltarea cercetării științifice românești și, în mod deosebit, a celei din sfera chimiei, domeniul de vârf al științei contemporane.
Mulțumind oamenilor de știință pentru mesajele și felicitările ce au fost adresate, tovarășa Elena Ceaușescu a arătat că succesele deosebite pe care știința românească l-a obținut în ultima perioadă se datoresc în primul rând condițiilor deosebite create de Partidul Comunist Român și statul nostru socialist, dăruirii cu care cei ce lucrează în acest important sector înfăptuiesc sarcinile trasate de partid. Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat de asemenea mulțumiri oamenilor de știință pentru strânsa colaborare, exprimând hotărârea de a-și pune și în viitor întreaga capacitate de muncă în slujba propășirii științei românești, a prosperității poporului român, a înfăptuirii luminosului program de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei spre comunism.